Iar acum surpriza serii! Avem dansatoare exotice! Micule, dacă mă atingi pe aia, nu mai vii acasă! Auziți, mă, aduceți omul macaraua că vrea nevastă să ridice! Micule, dacă vin la tine, te lipesc de asfalt! Ia uziți aici, oameni buni! Scumpa mea, iubițica mea de nevastă, vrea să plece acasă. Haideți să dărâmăm și noi zidurile ca să-i facem loc să iasă. Nevasta mea și-a cumpărat haine de la Scania. Aici în față este un tir fără prelată. Acum ai rochea ei prelată aia. Și tot așa ar fi vrut, ca să se mențină puțin așa în formă, să apuce de volei. Păi când a sărit la fel 100 de ani, mingea a rămas înțepenită în aer. Și că am auzit că ia liftul de 2 ori ca să ajungă la 8. Auzi, nașule, stai să spun eu. Acum are cuvântul Miri! Speech! Da. Speech! 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 Să vorbească Miri! Să vorbească Miri! Doi zece? În primul rând, vreau ca să vă mulțumesc la toți că ați venit la această minunată nuntă. Prima dată când m-am măsurat, eu am fost un prost și o curbă. Acum și ca sper să fie altă situație, să dau și eu bine. O să vă recit niște versuri foarte dragi mie și soției mele din renumitul poet Vasile Căcărează, care sună așa: nunta este mai frumoasă când mireasa e și ea fată mare. Da? Da. Așa e! Da. Bravo! Da. Greșesc? Greșesc? Ei, parțial așa. Cum face așa? Așa. Și mai vreau să mai adaug că domnule, dacă în viață miri să înțelege, face palaturi cu uși de aur. Dacă nu se înțelege, face un rahat mare. Poftă bună la toată lumea în continuare. Bravo! Bravo, Mirica! Bravo! Hai, celălalt mire! Speech! 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 În primul rând vreau să vă mulțumesc vouă că ați venit la nuntă, dar mai important aș vrea să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat o nevastă sfântă. Ce sfântă, mă? Ce sfântă, mă? Tu nu mai știi atunci când am mers la Sinaia, la hotel Resident? Ce cu pagabantele astea două? Nu mai știi când i-am făcut eu gluga spaniolă lui una și tu cu sticla de șampanie? Care asta, bă, astea... Ele, da, ele, ele. Te ne-am îmbătat. Te ne-am și îmbătat. Păi și eu le-am luat de nevoastră. Nimeni nu-i perfect. Vă rog să mă scuzați, bărbatul meu cred că s-a îmbătat. Treci imediat la masă. Mă duc. Vine, vin, iubita mea, vin, vin, că te iubesc. Hei, și acum cea mai dulce surpriză, tortul mirilor! Bravo! Bine! Mulțumesc!
Să petrecem noi vrem. Cine sunteți voi? I am Lord Vader. Luke, I am your father. Bă, boule, bă, mă doare capul, bă, ce rezonă. Dacă nu ne lasă să intrăm, chem forța întunericului. Să moară de greu. Și acum, la final, o șampanie specială servită la butoi! Cavaler, mare jidi tu fi fost ai, dacă cap ducea tine tu. Eu înăuntru pariu pun că vom intra. Voi folosi forța, puterea for... Lilițaică! Să intrăm putem noi! Păi hai o dată în master eu, dacă mai ia toate căldurile ce am vrea de-asta. Ești mă, băi! Lord Vader, pe toți ucis tu i-ai. Ce-ai făcut, nu făcut eu asta? Miros nașpa vine! Miros de gaz de leana vine și urină de Frankfurt este. Ambulanța tu chemat. Forța galactică cheamă ambulanța stelară. Gata, păi chemai. Ceasuri multe văd eu și pantofi mulți, idee bună în cap îți vine. Păi, ai zis-o. Și-a? Ia tu aici. De rahat nuntă mitică făcut. Ioda bucuros este. Era țai dreacu. Ioda bucuros. Păi mai râdeți voi mult de noi. Țai dreacu, nu ne chemați la nuntă. Ia cu de nu-ți pleca voi în pielea goală de aici. Să nu zice Piele. Piele, să nu ziceți mie Ioda, mă. Forța cu voi. Mamă. Bagă mare supermane. Unde are mă asta? Unde a pus? Ia-te-a. Am găsit. Vine așa, bagă mare. Ia. Unde ești? Uite-l. Ia uite-te, baba. Bagă aici la băiatul. Bagă mare. Supermane, bagă mare. Auzi, mă? Fii atent. Încă două nunți ca astea și cumpărăm acțiunile lui Tiriac să moară mama. Bagă! Fără milă. Ai controlat bine? Peste tot. Ia. Asta are, asta n-are. Ia-o pe aia marcatoare. Voi forța fie cu! Voi forța fie! Ia să vedem! Și acum, momentul adevărului!
ce dracu e asta, mă? Crâna stricați, salam împuțit și brânză cu viermi. Ce nenorociți, bă! Wow, biz! Click! Bă, da! Că ați avut... Bă, ce nenorociți! Ce bă. Nenorociți, băi, n-ai văzut așa ceva? S-a umplut țara asta de hoți, bă, nu mai poți fura nimic, băi, frate, bă. De acum încolo, dacă nu mă apuc să fur cinstit. Cum, dracu? Adică mă fac politician. Fur 100 de milioane de euro și 10 ani cu suspendare. Bă, tu nu-ți dai seama că după 10 suspendări eu sunt mai bogat ca țiriac? Păi stai, mă, stai să înțeleg. Adică noi furarăm tot de la o nuntă, bani, mâncare, și nu ne lăsărăm cu nimic. Păi asta a fost nuntă antifurt. Nu a fost, bă, nuntă antifurt. A fost nuntă anti-Frankfurt. Bă, ce nenorociți, bă! Doamne, ce zi frumoasă! Ia uite-te și tu, parcă și Gugu Știuci cântă altfel. Mâncam iar! Ăștia nu bea noaptea, fă, de aia cărta. Eu să fiu Gugu Știuci acum, cred că cădeam dracu de pe sârmă, așa în capul de greu. Eu dacă eram Gugu Știuci, cred că dădeam un dita mai găinațul pe căciula lui Mitică. Auzi, dar chiar, de al de Mitică, ăștia mai știi ceva? De al de procurorul, Diarela? Nimic, fă. De o săptămână nu știu nimic de ei. Chiar, fă. Ce jec de om și piticul ăla, mă. Hai că mă arestă că meritam. Dar să mă pună el să jetuiesc la DNA despre tot satul, nu stă în caracter. Costele, tu cumva m-ai jetuit și pe mine? Nu, pă. Zisei numai de hoți, nu și de proști. Dacă pun mâna pe piticul ăla, îl... Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți! Ziua bună, ziua bună! Olele, dar nu v-am mai văzut de mult așa pe la noi, prin sat. Am auzit că ați avut o nuntă frumoasă! Da. Și? Că ce treabă? Ați fost plecați, ați avut treabă pe la DNA, pe la mănăstire! Nu mai sunt la mănăstire, ne-am căsătorit și așteptăm și un copil. Păi ăsta ce? Ai, soțul, scuze. Da, au zis că a avut sărăți o nuntă meseriașă, bă, băiatule. Îmi pare rău că n-am putut să ajungem. Cam ați avut așa bani mulți, căcălău, ce-ați câștigat. Ați ai că cum a să-l băgățește o... lumea, s-a distrat. V-ați îmbătat ca porci, ați leșinat prin spitale. Tot aflu, mă, cine ne-a făcut bucata, mă. Bă, fac anchetă în tot satul, mă. Ce în tot satul, mă, în toată Craiova și în tot județul, ați auzit? De asta e așa, mă, chiar. Chiar ce? Bă, vă... Opa, vă, ce făceați acum o săptămână? Ce făceam acum o săptămână? Păi ce făceați? Eu stăteam acasă și citeam. Așa. Despre Tudor Vladimirescu. Citeai. Despre Fefeleaga. Eu, să știți, domn procuror, mărturisesc pe de-a întregul păcatele mele. Am fost la film. Ce? La Star Wars. Bă, dar... Mie-mi place de, să ți spui, înainte de a mă bate, mie-mi place, l-ai văzut pe Joda ăla, al micu, de face așa, frumoasă nuntă fost eu, mulți dobitoci, spital băgat. Mamă, deci dacă aflu că sunteți implicați, deci bă, cu mine nu scăpați, fiți da, atent. Asta e tot din Star Wars, văd că-ți place ție replica 5, episodul 6. Vorbim mai încolo, trepă la voi. Tot din Star Wars, replica lui Ciubaca. Vezi, axi, hani, ce înseamnă să fii celebru? Autoritățile au găsit o pungă cu haine scumpe în spatele restaurantului și au știut că sunt ale mele și mi le-au adus direct acasă. Bă, dracu, au căutat ăștia peste tot, fă. Au întrebat la circ, au întrebat la Bălăceanca, la spitalul de nebuni și nu le-a revendicat nimeni și da, le-a adus în fața casei noastre. Hello! Tu te auzi ce spui? Da. Ce să spun? Revendică. Așa am zis, revendicat. Uite, scrie aici în dicționar. Revendică. A reclama un drept, un bun care se cuvine sau aparține cuiva și care se află în posesiunea altcuiva.
tu ești incomensurabil de prost și de idiot. Vezi tu, eu personal nu am nevoie de niciun dicționar pentru că știu toate cuvintele pe din afară. Și pe dinăuntru nu le știi, fă? Chiar? Pe dinu... Cât de prost ești tu! Cum adică pe dinăuntru? Dar ce cuvintele sunt butoaie ca să aibă pe dinăuntru? Fă, Urinelo, tu știi cât de mult mă bucur că ți-ai revenit, fă? Că când erai la Jron, aveai niște vorbe de-alea, așa, panorame de vorbe, parcă erai retardă, dracu. Cum era, mă? Retardă, uite, scrie aici, retard, starea unei persoane a cărei dezvoltare este mai puțin evoluată decât a altora. Vai, Dumnezeule, în ce hal de hal sunt hainele mele? Hal, hal, stare rea, împrejurare mizerabilă, situație vrednică de plâns. Asta înseamnă... Lasă, al... naibii dicționarul, așa ajută-mă cu hainele. Uite, bluza mea de 3.000 de euro pe care mi-am cumpărat-o din Singaporno. Vai, și dresurile mele cu fir de aur, care un singur crac numai costă mai mult decât amândoi la un loc. Pantalonii de plantină. Of, Dumnezeule, care nu se există să fie alții la fel, sau cel puțin nu măcar pe planeta asta. Jacheta! Jacheta! Uite-te puțin! În ce hal de mototolită! Dumnezeule, bine, bine că a rămas intactă eticheta, că asta este de 4.000 de euro! Pantofii! Unde? Pantofii mei cu talpă de iridiu și cu toc de teflon! Hai, gata, mai! Nu, astea sunt toate! Pune și par. Axi, unde ne mai pleci cu sacul ăla? Și-am adus să le aducă. Vine la ora 12, vine mașina de gunoaie și trebuie să... Axi! Dacă ai ști tu câte mii de euro am cheltuit eu pe hainele astea și tu vrei să mi le arunci la gunoi? Dumnezeule, ia de-le încoace. Mă duc să mă îmbrac pentru că la ora 4 eu am un vernisaj. Vernisaj? Deschidere oficială unde să strâng toate panoramele și toate znoabele. Scrie în dicționar. Da? Da. Așa scrie? Da. Uite că nu scrie așa, prostule. Vernisaj. Deschidere oficială a unei expoziții de artă. Deci sunt o artistă. Auzi, fă, Uri, dacă ești tu artistă, când te întorci de la vernisajul ăsta, să-mi vernisești și mie, fă, izmenele, că nu prea le-am desfăcut după mine de vreo 3 luni și-ți dai seama aceea. Ia uite-te, ești un vie tot satul după 7 zile. De găsără greșiră concentrația prin șampanie, că altfel trebuia să fie la murg în spital. Sănătate, mitică! Mă, pe amât, Ileana! Miticuță, auzi, scuză-mă, dar nu te-am mai văzut pinsat așa cam de 7 zile. Pe unde fusăși? Fusarăm în luna de miere, pa, în Bahamas. Acum știi? Auzi, în Bahamasul municipal sau la ala de urgență? Auzi, tu vezi de mucii tăi, fă, dacă voi sunteți rupți în fund și n-aveți de niciunele, aveți bani să vedeți lumea, nu mai fiți, băi, invidioși, pai, de are bani și să duce să plimbă peste tot. Vedeți, păi bă, cam așa e, noi chiar suntem invidioși. Ce, fă? Nu ți-ar plăcea și ție așa un concediu, așa, în rezerva matrimonială, cu tratamentul inclusiv, cu aparat de clismatizare... cu televizor color, cu puls, cu vibromasaj de la... încarcă la 200, clear! Auzi? Miticuța, de ce nu ne-a dus așa și nouă niște magneți cu perfuzie? Niște brelocuri cu sirinci? Am auzit că ai făcut tratament în parcul ăla. Resuscitești în parc. La vilele orele. Va să zic că voi ați aflat ce am pățit la nuntă. Bă,
Auzi, așa. Acum cinstit, chiar îmi pare rău că n-ați venit și voi. Da. Așa m-aș fi bucurat să vă ia și pe voi cu tărgile, să vă care pe la spital, să muriți dracu, să vă scap de voi. Zău, auzi, dar chiar, uite, spun sincer, am aflat de tragedia voastră, dar de la murire, de la ce vi s-a făcut rău așa? Ei, Leana, de la ce? De la invitați, mă. De la invitați, că ăștia, nici n-a spus, și prima dată a apărut Shakira. Mă, 20 de bărbați, uite așa, au căzut pe spate instantaneu. Bă, cum vă spun, ce? După ea, a venit la Robbie Williams, 30 de femei și alea cu creacii sus. Brusc, înțelegi? Și după aia, pe final, că asta i-a dat pe spate, mă, toți i-a pus pe alancă, Fuego, mă. Fuego, ea nebunit, auzi? A fost prăpăt. Femeile, că ce frumos cântă, bărbații, că ce frumoasă e. Hai, mă, miticuț, hai să le spunem adevărul. Hai. Să le spune. Hai. Hai, hai. De dragul tău. Bă, păcălii, mă, nu. Ia zi-mi. Bă, na, Fuego n-a venit, l-a trimis pe Ernie Iglesias în locul lui, că era, avea nunți pe lângă. Da, i-a zăpăcit pe toți, i-a zăpăcit ăsta cu hitul ăsta, mă, de acum la mod, Iglesias featuring Gâdea. Jos, bă, să-ți duci, jos, bă, să-ți duci. Glumește! Glumește! S-a toxinfectat nunta și noi nu știm de la ce. S-a toxinfectat nunta? Da. Păi ce a avut să răți, mă, de mâncare? A avut să răți sarmale de lea cu balegă? A avut să răți mămăligă cu cenușă de la morți? A avut să răți zmeură cu zamă de broască râioasă? Nu, dar ce-ți veni cu astea? Dragă, în Oltenia, dacă m-ai fi implicat pe mine la o nuntă să vă toxinfectez, uite, așa aș fi făcut. Nu cu de băut ce ați avut. Șampanie făcută la cazan. O bună. O bună. Auzi, mă? Ce? Eu mă țin că de la șampanie a fost ceva, că cum a beut, cum i-a luat dracu pe toți. Da? I-a luat dracu, decât parțial văd, că dacă făcea treabă și nu făcea de mântuială, vă lua de tot și numai sănătate și casă de piatră, vecine. Ce fă le urez de bine, casă de piatră? Casă de piatră înseamnă și mormânt, cu alcool așa în cimitir, dar pe mine altceva mă frământă, Costele. E zâstă cineva în acest sat care face băutură trăvitoare mai bune ca mine. Trebuie să aflu rețeta. Nu suport concurența. Ce concurență fă nu suporți? Nu. Cineva fabrică băutură mai bună ca a mea, ca zama mea de cucută. Eu trebuie să-mi fac provizii de la el, să pun pentru toate nunțele din sat. Că nu face nimeni concurență. Dar mai potulește. Dar nu vreau să mă păi potulesc. Păi chiar vin să otrăvește așa miliarde toți, de oameni. Pe toți, pe toți. Pe toți. Cineva pe aici? Alo, alo! Nu e, mă, nimeni, hai să mergem. Bă, cum, mă, n-am venit să jefuim? Păi și dacă nu e nimeni, pe cine vrei să jefuiești? E ca atunci când vrei să-ți înșeli nevasta. Dacă n-ai nevastă, nu înșeli, că n-ai pe cine. Bă, corect, corect. Reformulez. Am venit să jefuim ceva, nu pe cineva. E, așa da. Hai, agață-te de sticlă. Noi tocmai vreau să scoatem băutura până afară să se aerisească. Știți că mucegăiește whisky în sticle și e păcat. Măi, whisky, coniac, astea. Sunt Victor de la Distraz. Avem niște scurgeri aici în sat. V-ați culcat toți cu diarela. Scurgeri de gaz. Conducta care leagă calafatul de Craiova pierde gaz undeva prin zona asta. Nu știu nimic să moară mama. Bă, mama. Exact, măsa. Dar voi aici în sat n-ați tras niciun gaze? Da, aici la noi în sat trag toți gaze. Uite, eu chiar acu trăsăi, dar nu se simte nimic că n-am mâncat nimic de o săptămână. Oricum o să se facă o anchetă și dacă descoperim că ați înțepat conducta de gaz, veți fi arestați toți din sat. Băi, Vericule, noi n-avem treabă cu gazul vostru, nene. Noi aici în Sadova folosim coceni și câteodată gaze de șist. Atât. De unde gaze de șist? Păi cum de unde? De sub case. Sub case e o pungă mare de gaze și când avem nevoie, noi băgăm tirbușonul, hap, 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 și scoatem de acolo, tragem cât ne trebuie.
Puteți să-mi arătați și mie unde e punga asta cu gaze de șist? Știi, noi avem treabă, poate te încurcăm, poate te deranjăm. Alo, poliția? Băi, nu, nu, stai, dacă ți-a zis că spui, spui. La Costel Părțag sub casă, vino să-ți arăt. Aici este locul, uitați, chiar în acest loc, Costel săpa cu burghiu în pământ și scotea gaze. Și le fura. Dar noi nu avem nicio implicare în chestia asta. Să știți, jur? Da. Deci, noi acum... Alo, încotro, da. Încotro. Păi, știți, ne gândeam din partea noastră un cadou, o pungă cu gaze, ca să mai recuperați din pagubă. Da. Să-mi aduceți elasticul. Da. Exact cum mi-am imaginat. Idiotul a săpat până ne-a găurit țeava de gaz. Idiotul? Idioții! Idioții că e și nea Mitică implicat în chestia asta, da? Și ăla ne-a pus să furăm gaze. Ia mai dați-mi o dată numele hoților. Adrian Năstase. Așa. Victor Ponta. Liviu Dragnea. Hoții de gaz. Părța Costel și Chirpiș Dumitru. Dumitru, da. O să facă pușcărie până la adânci bătrânețe, stai furt de la stat. Este, bă, este. Auziți? O să vă dau numărul de telefon al domnului procuror Cosmin Dene. Îl sunați pe el și el, mă scrieți acolo, 0724 583 215. Îl sunați și el vine imediat și arestează, nu? Da. Alo? Domnul procuror Denea? Să trăiți. Am două nume în cazul furtului din conducta distrigaz. Da. Dumitru Chirpici și Costel Părțag. Costel Părțag. Da. Vă ocupați dumneavoastră. Ok, mulțumesc. Vă mulțumesc, să trăiți. Gata, să trăiți. Trăiți, la revedere. Băi, stai așa. Cum adică să trăiți? Păi, și noi nimic? Păi v-am ajutat, vi-am dat în gât pe infractor și dumneavoastră nu ne dați și nouă măcar așa o recompensă? Ah, da, era să uit. Corect. Și voi o să faceți câte 10 ani pentru complicitate. A, nu mâncați așa distrigazul lui Matale, nu. Hai să o aranjăm într-un fel să... Da, nu se poate, sunt chiar acum la poliție. Nu, la poliție nu, vă rog eu. Eu zic să te grăbești că s-ar putea să audă ăștia de la poliție doar o bubuitură. Băieți, nu vă jucați cu chestia aia, că e destul gaz aici cât să sară toată România în aer. Da? Negociem? Uite cum facem. Dați voi o declarație cum au furat aia gazul și scăpați. Prea puțin o declarație, na. Bine, atunci două declarații. Nu merge așa, moșule. N-ai înțeles. Euroi. Parai. Păi nu cred că avem fonduri. Recompensă. Nu cred că avem fonduri pentru așa ceva. Păi asta e, dacă n-aveți fonduri, n-aveți fonduri. Da, bă, o țigare, bă, că mă enervai să moară, mama, dacă nu... Gata, negociem. Așa? Recompensă. Da. Cât vreți? 1.000.000 de euro. 1.000.000. Și un elicopter. Și un elicopter. Ce, mă? Așa se cere, bă, boule. Și să aibă plinul făcut. Păi și când se termină, ce facem? Cădem cu el? Să aibă două plinuri făcute. Doamne. Păi tu știi, mă, să conduci un elicopter? Nu. Și un șofer de elicopter. Auzi, mă? Dar ce facem noi cu elicopterul? Zburăm în Florida, gagici, nebunie, ne distrăm. Și dacă gagicile alea e bolnave? Și un prezervativ. Două prezervative. Lasă-mă, un prezervativ și îl împărțim, ce mai e. Deci fii atent, ne trebuie așa. Un elicopter. Așa. Două plinuri. Un șofer. Șofer? Un prezervat și... Și alu... Alu? Domnul! Unde fugim ăsta? Alo, domnul! Unde te băgași, bre? Domnul! Bă, tu vezi ceva? Că eu nu văd nimic. Lasă-mă că am eu lumina aici, ia vezi.
Păi ești nebun cu tremur? Tu auzi și o bubuitură? De unde veni bubuitura? De la tine, fă. Că bubui de proastă ce ești. Bubui eu de proastă ce sunt. Bă, deșteptule, păi dacă nu eram eu cu ideile mele de deghizare și de asta, mai făceam noi saci cu 50 de ceasuri, mai făceam noi saci cu 50 de perechi de pantofi și averi și asta, și ăia cu ce s-a aleasă? Să tu cu ce s-a aleasă ăia? Că noi luarăm tot, s-a aleasă cu nuntă făcută praf și cu o săptămână prin spitale, da? Vezi? Asta e, bă, bă, aviză ăstora care nu vrea să chemați pe Leana și Costel la nuntă. Uite-o, nicio nuntă fără Leana și Costel. Și caravana lui Axânte. Nu arunca astea. Fă, parcă îmi pare rău așa și de Mitică și de Bianca și de Piticu și de Dia. Nu meritau să stau o săptămână în spitale și... Da, și mie ce-mi pare rău. Nu meritau. Merita să stea 2 luni. 3 luni în spitale. Păi ce, asta e... Auzi, hai, Doamne iartă-mă, să băgăm sacii aia, să-i pitulăm pe de undeva de prin casă de aceea. Că deci lasă-i că stau bine acolo unde stau. Lasă-i acolo. Mă, tu n-auzi, mă, că Piticul s-apucă să facă inspecție de aia pe tot satul? Și? Păi dacă găsește sacii colea așa? Ce și? Bă, tu iar vrei să faci pușcărie? Numai cu o bifă. Atunci unde vrei să-i pune? Unde? Ei, nu știu, undeva, dar nu ar... În beci. Hai să... Vino și ajută-mă. Hai, hai. Bă, Supermane, bă. Bă, eu fac cu nervii, bă. Băi, cât de cretin poți să fii, băi, a patra oară? Dar unde vrei, mă, să știu? Bricheta mea nici n-are gaz, are doar piatră. Auzi, bă. Eu cred că trebuie să te duc pe tine undeva la exorcizare să moară mama. Bă, tu ai pe dracu în tine, bă. De când ne-am împrietenit noi doi, nu ne-a ieșit nicio afacere, numai pagubă și explozii. Aoleu, Doamne, dacă ți-am greșit cu ceva, iartă-mă, Doamne. Doamne, și fă o minune și ajută-ne și pe noi să ne îmbogățim, Doamne. Ia uite. Ce-i asta, mă? Ia uite pantofi. Și acolo ceasuri. Doamne, mulțumesc. Pupația și cercul ăla din cap, Doamne. Să rămână, Doamne, mulțumesc. Hai, mă, să le numărăm și să mergem să le vindem. Ia vezi ce ai acolo. Bă, tu vezi, mă, ceva sau... Băi, Supermane, te bat, cât ești tu de mare să moară mama, nu mai aprinde nimic. Hai să mergem. Hai să mergem. Ia tu pe ăsta, dă mie pe ăsta, ia tu pe ăsta. Hai. Acum poate să caute până a dat benga în ei. Auzi? Tu mai ții minte cum a fost la nunta noastră? Vag. Vag. Ei, tu ți-mi minte că la starea civilă erai atât de beat că te-ai sărutat cu primarele? Te n-ai mai putut să scapi de la o lună, că nu știai că e bulangiu. Dar tu ți-mi minte, fă, că te-a pus să semnezi și tu nu știai să scrii nici litera X? Da, sau la biserică. Aoleo, când te-ai cerut la veceu și n-ai găsit în altă parte să faci decât în cădelnița popii. Când s-a apucat ăla să ne tămâie, mirosa m-a vidanjă toți. Auzi, mă, dar după aia la cort, când te-ai îmbătat și ai făcut dansul miresii striptease pe masă? Păi da, Costel, atunci a fost prima oară când m-a văzut dezbrăcată și muierile. Sau când ne-ai mințit tu noaptea anunță, ți-mi minte, ne-ai zis că s-aliniază planetele. Am ieșit toți ca dobitoci afară și ne-a furat lăutarii mâncarea din cort. Ai de capul meu. Ce anunță făceau pe vremuri? Da. Acu, tu nu vezi, mă, înainte ziceai odată, da, și te căsă pe adobit-o pentru restul vieții. Acu, uite, nu, tinerii din ziua de azi, păi ăștia nici o înjurătură simplă și se despart imediat. Cum ar fi? Înjurătură? Cum ar fi? Firea, dracu, Costele, cu măta aia ciungă și bețâvă,
găsâte arunflat pe jâi cu urechile mâncate de cățaua lui Vasile. Gata, gata, am înțeles, gata. Nu că mai am. Găsâtear spânzurat în veceu cu capul în jos. Mai am să știu. Gata, fă. Gata, că după aia mă apuc și în jur și eu și nu-ți convine. Și ce în jur? Uite, eu mă gândesc la mitic ăsta. Bă, cât noroc poate să aibă, mă. Acum că se însură cu barmanița, are bani, că face bani cu cărciuma, să vezi tu că își ridică ăsta o casă lângă noi, aceea de neastupă. Și toți ăștia din sat se dezvoltă și noi rămânem mai sărați și ai mai proști din tot satul. Să știi că așa face ăsta avere, iar să toarce cu vreo 750 de euro din Franța. Sau Spania, unde dracu a fost. Purcoi de bani, Costele, purcoi de bani, că pe aici n-a văzut lumea banii ăștia nici în film. E? Care dracu-i mă pe fără? Este. Fă ca cățaua. Pe cuvântul onoare. Domnule, suntem oameni. Hoți, mă! Laica, Rex, șopă ei, hoți! Mitică! Te arestară, ai? Las că meriți brățărelele. Asta e. Vrusești tu să-ți faci casă mai mare ca a noastră. Aha. Filmați, să vină televiziunile să filmeze. Și să nu vrea să ne dea băut pe gratis, de băut, ții minte. Uite-o! Costel Pârțag, în numele legii ești arestat. Ce vorbim, mai este chile din spital, rămâsești cu bube pe creier. Ce arestat, mă, glume proaste, Vicu? Arestat pentru furt din conductele distigaz. Ce distigaz? Stai, domnule, vorbesc serios. E greșeală, domnule, nu știu nimic. Pirar mă mulica ta, dracu, de ce nu-ți pusăși, mă, că trece țava de gaz pe sub casa ta? Mă pusăși de sap ca prost acolo și intru în pușcărie, mă! Păi nu știu, uite, nici o țavă, nici acum nu știu să mor eu, ce țavă? Ia veniți încoace, mă, băi, ce salea, mă, ia veniți încoace! Hai să o radem! Băi, ia vină încoace, mă, vină încoace și tu! Hai cu sacul ăla, ia să văd ce aveți voi aici, mă! Eu pot să plec că nu am făcut! Ce s-a stea, mă? Oale! Oale! Ți-am zis că e prost, e prost! E ceasuri și pantofi, bre, așa arată ele. A, e prost, da? Da. Și de unde le aveți, mă? Etenile, dă-te Dumnezeu, e bine? Dumnezeu. Zi, Supermane, mint eu cu ceva? Nu Dumnezeu personal, ni le-a trimis prin cineva. Logic, nu? Ia stai așa, mă, ăsta nu-i ceasul meu, mă? Și pantofii de nuntă. Ce sunt pantofii mei, păi, aia, Dicolo, și... uite. Și, uite, mă. Bă, să anunțați, mă, oamenii să vină să-și recupereze bunurile, mă, și... Arestează! Unde? Arestează! Să punem mâna pe ei. Iar voi a, doi, Costel, Mitică... A dus, a pus. La arest, hai. Hai, domnule, că n-am mâine, făcut mâine, nimic. Păi de ce pe aia trebuie să iei? Ce proces? Mâine proces. Domnule, dar nu mă lua de acasă, deci... să faci și tu ceva. Pantofii ai noștri acolo, și ceasurile de la nuntă. Poftim? Ce, nu, de la nuntă mi-a dus al de Yoda și al de Vader. Yoda, veni. Vader și Yoda. Ceasuri from the dark side. Da, Terminator, nu, ăștia, zmeu, spânul din făt frumos, ăsta nebunii, mă, haideți, mă, la ares. De-a ce ares, fac cu acoa, urmă, de-a ce ares, fireală. Să moară familia Pârțac, dacă nu mă plictisesc de mor de o săptămână sunt măritată și nu mai pot. Auzi? Ce ar fi să facem noi un chef dintre aia la, știi tu, cu dinamoviștii noștri? Noi mergem în cantonament cu ei la Stăftică. Fetițe, eu chiar vreau să mă potolesc. Mie îmi place de mitică ăsta, așa. Fătul ei droguri stricate, ți-ai schimbat dealerul, ești nebună, vorbim de același mitică pe care cunoaștem, trogloditul și neîncăjitul ăla de 180 de ani, fără dânți în gură? Da. Îmi place așa că e bătut în cap și pot eu să fac ce vreau cu el. Da, unde e bărbatul tu? Hai că mă lăsași așa. Dracu știe, nici nu mă interesează, ci că s-a dus să aresteze pe unii care furară gaz, mi se rupe. Auzi, hai nu cu ăștia de la Dinamo, că ăștia sunt cu pretenții și cu fițe. Îi luăm pe aia din provincie. Aia de la Oltu, de la Vaslui, de la Constanța. Uf,
aveți, mă? Îl arestare pe Mitică. Și acum vin să ne caute și pe noi. Cine? Procuror. Invazie extraterestră. Niște caracatițe cu picioare de melc și ceafă de libelulă adună toți bărbații de prin sate și duc la ei pe planetă să lucreze. Cine? Procurorul. Ia-o-ți, fetiță. Cum stăm? Ce? Al tău l-arestă pe-al meu. Colegi de nuntă. Nesimțită ești, fetiță. Guriță, tu o luași pe păpuriș? Tu vorbești cu mine? Ești nesimțită rău. Păi ăsta nu zice că e un idiot. Pe cine faci tu nesimțită? Pe tine te fac. Păi tu vezi că te joci cu jocul, tu vrei să ești mori. Ești nebună, ce ai? M-a făcut nebună cumva? Păi că nu te-am făcut atinaur? Dar nu te scot eu afară de ciu să... Hai afară! Oh! Hai afară să vezi tu acum! Dați-vă că vă rup! Bă, te bă! Bă, dacă nu stau cu bătaie de aia cum făceam noi în cantonament... Păi atunci ce face? Dă-te-mă de aici! Da, ia uite! Hai mă că plecare, hai să furăm tot! Ce să facă mă, nu mai fur bă, nu mai lasă-mă drecu în pace bă! Pe o viață întreaga m-am furat și am ajuns să-l mai sărac și mai căuta de poliție. Gata, s-a terminat, gata. De azi încolo mă apuc și muncești cinstit. Păi și eu ce fac, mă, că eu am vândut cârciuma? E treaba ta, mie mi se rupe. Eu mă duc în port și mă angajez hamal, carsaci. Păi bă, un sac are 50 de kg, mă. Pite, îl car la pungi de un kil. Fac 50 de drumuri, dar măcar e muncă cinstită. Hai. Bă, te angajez eu, la mine. Vine, mă, la tine. Păi dacă Mitică e la pușcărie, îmi rămâne mie coliba. Aha. Păi de ce ție, mă? Pentru că am zis primul. Și ce să muncesc eu, mă, la tine? Faci alcool. Tu-l faci, eu-l beau. La fiecare litru îți dau și ție o cinzeacă. Mergi. Dar măcar 100. Hai bine, mă, 100. Bă, dar vezi să nu bei prea mult, că eu nu rezist decât la 300 maxim. Ce? E. Alo? Da, Daleană, Frankfurt la telefon, da. Ce să facă? Să-l apăr iar pe Costel la proces? Bine, dar cât îmi dai? Cât? Bine așa, hai dipa! Ai văzut, bă, boule, că am făcut iar rost de job cinstit? Mă duc să-l apăr pe Costel la proces. Sunt din nou avocat. La tine, la colibă, vin după proces. Hai, dipa, te-am pupat. Bă, păi vin și eu cu tine. Ca să ce? Ca să martor. Bine, bă, vino, dar fii atent. E surdomut. Nu vorbești, nu auzi, nu clipești. Clar? Clar, nu, scuze. Da, așa, gâng. Bine, hai să mergem. Onorată instanță. Da, deschid dosarul numărul 3532. Districaz versus Părțac, Costel și Chirpici, Dumitru. Iar tu, mă? Sorta. Soartă, mă? E crud. Soarta, mă, e bună. Vezi tu pe dracu. Domn procuror, mă. Domnule judecător, am aici declarațiile martorilor Frankfurt și Superman, din care le iese foarte clar cum numiții Părțac și Chirpici D au furat din conductele... Bă, piticule, ce a Părțac C, Chirpici D, ce C? Părțac C, țelele să citești acolo? C, de la ce vine C? De la cretin? De la cretinule ce ești? Dobitocule, că sunteți... Doamnă, sfida scurte. Ce curte ești? Unde vezi, mă, tu curtea? Ai nebunit, dracu, ați nebunit și voi cu sistemele voastre de justiție. Asta e curte? Unde sunt orătănile, mă? Unde sunt bibilicile? De curte? Unde sunt boii, mă, și măgarii? De fapt îi văd. Boii și măgarii și dacă ziceam și nesâmțâții, te tăguiam și pe tine. Asta e curte. Dacă era curte, avea zgarduri să mă țin de ele, că poate-mi vine. Gata.
Vă rog să vă abțineți. Să mă abțin? Ce să spun? Că zici tu să mă abțin. Păi dar tu mi-arestezi bărbatul? Mi-l bagi în pușcărie și eu să mă abțin? Păi eu cu cine mai fac sex, mă? Cu cine dacă tu mi-l arestezi? Fac cu tine? Ar fi o idee bună și asta să fac cu tine. Dar cu voi nu, bă, că voi stați toată ziua, sunteți decât cu legi, cu articol, ce fac sex cu articolul 27, aliniatul 5. Dar cu legile voastre rămân fată mare, dracului. Doamne, gata. Nu zic, bă, nu că gata, mă, că nu ești gata cu mine, că nici nu începui. Ce vrei, să încep să te înjur acum? Păi dacă încep să te înjur, să dea dracu dacă în tine... Doamnă! Bă, o, că n-apucai să-mi dau drumul. Te iau de la... Bă! Ei, așa, da, fă. Îmi place că știi să potolești o femeie. Ziceți, domnul, orice că vă ascult. Nu vorbești decât când îți dau voi. Chirpici, dă, ai apărare? Ce chirpici, dă, domne? Chirpici Dumitru. Mă intitulez Dumitru. Antreprenor, tenor, dezertor. Eu sunt onorată instanță, să moară mama. Ai onor. Onorată instanță, aș vrea să chem la bară pe primul martor Frankfurt. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Martor Frankfurt jură să spui adevărul și numai adevărul. Stai. Ce faci? Te interoghezi singur? Păi ce să facem, onorată instanță, criză de personal. Bine. Martor Frankfurt, spune, i-ai văzut pe inculpații Chirpici și Dumitru furând gaz? Obiectez. Onorată instanță, avocatul influențează martorii. Se susțin. Mulțumesc. Domnule avocat, vă rog să reformulați. Reformulez. Pe cine ai văzut furând gaz? Pe Chirpici și pe Pârțag. Aș dori să se consemneze. Au mai avut și alți complici? Nu mi-aduc aminte. Te rog să te gândești bine. Mă gândesc cât pot eu de bine, dar chiar nu mi-aduc aminte. Dumneavoastră, ați avut vreun rol în această acțiune? Eu n-am avut niciun rol. Concluzie! Deci te rog, martor Frankfurt, nu uita că ai depus un jurământ. Nu încerca să mă minți! Nu vă mint, domnul avocat. Cum să vă mint eu pe dumneavoastră? Fii atent! Dacă mă minți, te sparg să moară mama! Eu am tot respectul pentru mama dumneavoastră. Dar nu vă mint, să moară și mama! Deci, onorată instanță, martorul Frankfurt a spus adevărul! Să-l las liber? Mai aveți nevoie de el? Da. Liber, da. Liber. Martor Frankfurt, ești liber. Liber, așa, hai. Mulțumesc. Hai, care? Hai, poți să te duci. Și hai, închide ușa după tine. Închide-mă ușa, că faci curent. Du-te. Ce vezi, mă? Onorată instanță. Acum aș vrea să chem la bară pe cel de-al doilea martor, Superman. Țin să vă atrag atenția, onorată instanță, că martorul Superman suferă de defecte de auditive și de exprimare prin vorbire. Adică sunt surdomut. Exact! Martor Superman, vreau să-mi răspunzi la întrebări prin înclinarea sau scuturarea capului. Adică dacă da, fac așa, dacă nu, fac așa. Exact! Ia să ne spui, martor Superman, dacă ai văzut pe inculpații Pârțag și Chirpici furând gaz. Ha? I-ai văzut pe Chirpici și Pârțag furând gaz? Ha? I-ai văzut pe Chirpici și Pârțag furând gaz? Alo. Nu mai țipa la martor că-l intimidezi. Păi dacă-i surd, ce vrei să-i desenez pe o hârtie, să-i fac... Bună idee!
Da? Ia. Ia, 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 Doamne, și-a luat hainele spălate, că mai fiu de macete. Hai. Dacă da, zici da, dacă nu, nu. I-ai văzut pe Chirpiș și Pârțac furând gaz? Da! Deci, onorată instanță, doi martori i-a văzut pe inculpați furând gaz. Deci, e vinovat! La revedere! Bă, nebunul, dracu! Păi tu-l bași pe bărbatul meu în pușcărie, mă, țâmbri cu dracu! Păi bine, vă, și acum îți spui! Onorată instanță, martorii e vinovați! Martorii minte! Martorii. Cei doi inculpați e nevinovați! Atât Superman, cât și Frankfurt, minte de îngheață apele! La revedere! Ia-mă și pe Frankfurt să-i arătăm că și el e vinovat! Închide ușa după tine! Da, pentru mine e clar. Toată lumea în picioare. Și tu, Cosmin. Mai ești cu... Nu. Marcela? M-am și însurat, nu mai sunt cu ea. Cu cine? Cu Diarela. S-o șterg, adică, nu? Bine, bine. Inculpații Costel... Pârțac, libere! Și Costel Pârțac și Chirpici Dumitru... Liber, mulțumim! Antreprenor, difuzor... Sudor. Da. Mulțumim! Da. Sunt condamnați la 80 de ani de închisoare. Ce? Cum asta e, mă? Stai, mă, că nu e rău. Faci tu 40, eu 40 de ani și gata. Vreau să mă am 40 de ani. Ce le dă 80 de căciulă, bă, și tu 80 și eu 80. Domnule, stai, domnule, puțin așa. Păi pe mata nu te socotești, domnule. Cum te socotiști? Păi eu am acum 55 de ani. 80 de ani de pușcărie. Nu faci socoteala. Când mă ies eu de aici, domnule? Și... E, faci și tu cât poți. Eu am început. Cauțiunea e 1.000.000 de euro. Și se poate ataca prin recurs. Un milion de euro? Urinelor, urinelor, mâncați așa, chitei vinul coace, că e o beliră, dar e groasă. Nu, fată, nu sunt cu nimeni. Nu, mă, situația, idiota, dracu. Situația, da, o beliră, e groasă. Vinul coace, că trebuie să vorbesc cu tine. Să nu te bage, să nu te bage. A văzut un gaz, un pucicul de pindică. Bun! Nu să vă... Domnule, nu puteți să dați altă celulă, domnule? Eu nu stau cu idiotul ăsta aici, domnule. Am fost vecin cu el o viață întreagă și mi-a mâncat sufletul din mine. Păi 80 de ani, păi înseamnă că eu iau razna. Și 80 de ani? Păi apuci tu 80 de ani în celulă, mă. Ce crezi, că ies mai devreme, a? Nu, mă, mori. Și ține minte, eu sunt șeful aici în celulă. Să-ți intră în cap. E și deștept al dracu. Păi, tu ești șeful, mai nu te duce capul nici te ștergi la cur. Dar pe tine te duce curul să ștergi la cap. Dă-te încolo, eu sunt șeful. Bă, eu sunt, bă. Băi, pe pariu că eu sunt. E, să pii tu, dracu. Vrei să facem bătaie aici, o omor? E, hai, încearcă, dă-mi mine. Bună ziua, fetelor. Nu te întoarce. E mare, a? Mare rău. E, cu care începem? Cu asta slabă? Sau cu asta grasă? Crezi că ține varianta aia că sunt virgin și te vede Dumnezeu? Poate la tine, boule, dar la mine n-are cum, că era armăta, dracu, să-ți fie. Când vezi cum numești noi. Am seda! N-are nimic, avem prezervative. Din șmirghel. Oh, tatăl nostru care ești. Auzi, dar cum te cheamă păpușică? Costel. De azi înainte o să te cheme, zi-mi un nume cu că. Cătălin Botezat. Bă, de fată, mă. Concita Vust. Na, no, nu-mi place. De azi o să te cheme Consuela. Ai priceput? Consuela. Pe tine cum te cheamă, mă? Zi-mă! Ce faci, mă, plângi? Nu mă gândesc la un nume de fată care să înceapă cu M. Minodora? Nu. Mariana? Nu. Mihaela? Nu. Măta!
Veniră-ți, mama mică, stai jos, că am o problemă importantă să vorbesc cu tine. Ala? Nelly Honey, deci nu mă tragi de moț? Nu, mama micule, am ceva important de discutat. Deci dacă nu mă tragi de păr, înseamnă că nu ești tu. Deci dacă nu ești tu, înseamnă că nu ești acasă. Deci dacă nu ești acasă, eu pot să plec, gata, pa! Stai jos! Tu înțelegi că este o problemă de viață și de moarte. Trebuie să facem rost de niște bani, de puțin, adică nu, 1 milion de euro. Să scoatem pe Costel din pușcărie, mămică. Nelly Honey, eu cred că tu te-ai ramurit groaznic de nasol și de rău. Păi tu știi ce-mi făceai mie când întâlneam noi două? Fii atentă! Fire ar capul tău să fie de coțofană împăiată și de veveriță schiloadă, că rămâne acum cu părul tău în mână! Aaa, Nelly Honey, mă doare rău de tot de rău, lasă-mă în pace! Toci din gură, taci! Taci că te omor! Pe veveriță împăiată și schiloadă, să știi cine-i soacră ta! Ei, uite, așa îmi făceai, mă jur! Ei, să presupunem că eu îți făceam asta. Mulțumesc că mă scutiști de un efort. Cu plăcere. Problema se pune că trebuie să-l scoatem neapărat pe al de Costel din pușcărie. Trebuie să-i plătim cauțiune. Și pentru asta mă gândi la familia mea, la voi doi, mama micule, la tine și la Axânte, că trebuie să vă vindeți apartamentul. Vezi tu, Nelly Honey, eu nu pot pentru ca să decidez și să hotărăsc singură. Axi Honey, ce zici? Cauțiune. O sumă de bani pe care o șmecheră încearcă să o obțină de la o fraieră. Mama micule, aici nu este vorba de șmecheră sau de fraiere. Aici este vorba de tatăl tău. Tată! Uite, tată! Un bărbat care are copii și și-i crește. Aici cam greșiră definiția. Corect era o cârpă care crede că copiii să crește singuri, dar pe care eu îl iubesc. Și de asta vă spui. Dacă tu și Coax sunte nu mă ajutați, nu mai sunteți familia mea.